Un cutremur de 7,3 pe Richter a avut loc în Indonezia. Autoritățile au emis și o alertă de tsunami în urma seismului. Imaginile din timpul tragediei în care oamenii fug panicați în încercarea de a se îndepărta de clădirile care aproape stau să se prăbușească au făcut înconjurul internetului. Din fericire, nu au fost raportate decese și nici pagube materiale grave. O singură persoană ar fi suferit răni minore după declarațiile autorităților. Inițial estimat la 7,6, apoi revizuit la 7,3, seismul a fost urmat de cel puțin 15 alte replici, dintre care cea mai puternică a avut o magnitudine de 5,6. Seismul a avut loc la o adâncime de 18 km și la o distanță de aproximativ 100 de km de orașul Momer, aflat în partea de est a Indoneziei. Cutremurul a fost resimțit în mai multe orașe din apropiere, unde oamenii au ieșit speriați din clădiri și au fugit spre dealuri. Cel puțin un spital și un hotel au fost evacuate. Ulterior, oamenii au revenit la activitățile normale, iar alerta de tsunami a fost ridicată. Seismul vine la 10 zile după erupția vulcanului Semeru, de pe insula Java, în urma căreia au murit aproape 50 de persoane. Cutremurele sunt destul de obișnuite în Indonezia, din cauza faptului că țara se află pe așa numitul inel de foc al Pacificului.